să te simți în prezent, să fii în prezent, să fii doar în prezent, centrat, în prezent. De ce? Oricum sunt vise, da? De ce să nu fie vise superbe? Oricum sunt programele care se dezolvă alea, apar altele, da? De ce să nu trăim extraordinar de... da? Și atunci, să fii în prezent. Imaginează-ți, îți repari căsuța sau ți-o construiești. Tot acolo, tot la casă, zici că s-a apucat într-o direcție. Da, asta îmi vine acum, asta e răspunsul. Da? Ești în prezent. Tu faci reparații sau îți construiești căsuța, da? Fiecare zi de dimineață nu te mai gândești, da, aia nu știu cum, da, acolo mi-ajunge, acolo nu mi-ajunge, dar trebuie să fac acolo să le... Ești în prezent, da? Lucrurile peste noapte, că așa am răspunsul, peste noapte, cine știe ele cum se întâmplă și noaptea cât timp are, da? Okay. Lucrurile peste noapte se upgrade-ul, se transformă, se, da? Și tu dacă ești în trecut, vai că îmi trebuie încă aia, îmi trebuie încă aia, nu, de dimineață te-ai trezit, sunt în prezent, într-un alt prezent, ca și cum ai sărit, ai făcut ceva, ai sărit în altă lume unde se transformă lucrurile peste noapte, un fel de, mai ușor e să zici când repari și nu, da, ești plecat de acasă câteva zile, că e foarte dărâmat totul acolo, trebuie, da, și ai plecat pe zi, două. Și când vii înapoi, un fel de normal de a fi, sunt lucrurile așa de transformate că într-o zi poate să se termine reparația sau să se construiască o casă. Asta înseamnă în prezent. Și să nu te minunezi. Adică te minunezi, dar e o bucurie cumva să te aștepți la minuni în sensul ăsta. Da? E programel. Aia e minunea. Programel nu, delete, nu știu ce. Da, ele îs. Dar ele se transformă. Lucrăm cu ce avem. Da? Alea vechi se transformă în alea noi. Căsuța veche se repară și se transformă în a nimic. Nu e mai bun decât altceva. Da? Programelele vechi nu sunt mai bune decât alea noi. Le transformăm. Ai înțeles cum merge? Eu așa înțeleg. Am răspunsurile. De-aia e prezentul, de-aia nu te mai gândești la trecut. Nu că la trecut, trecut, ăla oricum se delituie, că la un moment dat mă gândeam, măi, dar ce am făcut anul trecut de ziua nu știu cui? Unde am... Ce am făcut? Și nimeni nu-și aduce minte din rude că despre ei tăi vorbești. Dar unde am... Deci, blank, da? Se delituie foarte bine, nu, fără nicio frică, nu ai... nu știu ce boli și așa, de uitări, de așa, de conștiință. Lucrurile merg așa cum trebuie să fie și tu să ai grijă să fii în prezentul de care zic. E cam asta cred că vreau să zic.